Bună dimineața! Vă spun asta din toată inima pentru că acum este 7 dimineața, sâmbătă, filmez videoul ăsta în aceea zi în care ar trebui să-l postez. Asta pentru că nu mi-am drămuit timpul prea bine săptămâna asta și atunci am rămas în urmă cu multe, multe lucruri și ce altceva aș putea filma într-o sâmbătă dimineața dacă nu ceva simplu, ceva lejer, un fel de haul, un fel de tips and tricks, un fel de pointuri, sfaturi despre AliExpress, despre cumpărăturile pe AliExpress, despre cum să cumpărați, despre cum e bine să vă alegeți produsele astfel încât să fiți sigure că vă va ajunge acasă un produs pe care îl puteți folosi și pe care îl puteți purta în cazul în care vă luați îmbrăcăminte sau orice fel de articol. Vă voi arăta ce mi-am luat eu de pe AliExpress de-a lungul timpului și când spun de-a lungul timpului mă refer în ultimul an, cam așa. Nu fac des comenzi de pe AliExpress, însă, spre exemplu, pun comenzi pe AliExpress atunci când am nevoie de ceva și nu-l mai găsesc în magazine sau mi se pare că e un pic cam scump în magazinele noastre, atunci încerc să-l caut acolo, unde de obicei îl găsesc mai ieftin. Pentru că tot v-am zis eu în ultimul timp că aștept comenzile de pe AliExpress, ei bine, tocmai pentru video ăsta le aștept, nu au ajuns, nu ajung toate, așa că vă arăt ce mi-am luat, ce mai trebuie să ajungă și o să vă țin la curent pe Instagram. Și dacă observați toată situația la nivelul capului, să spun așa, toate este de pe AliExpress. Agrafe, cercei, totul este de acolo. O să încep cu un lucru despre care am vorbit, am paravorbit, am extra vorbit aici și dacă ați văzut videoul meu în care vă arăt cum îmi fac unghiile. Apropo, nu știu dacă v-am arătat, nici nu știu dacă se vede la voi, dar mi-am pus sclipici aici sub unghii și mi se pare că se vede foarte, foarte drăguț. Și vă spuneam eu că o să vorbesc despre o lampă pentru unghii. Nu o să insist pe ea pentru că deja știți, tot ceea ce o să fac este să vă arăt și o găsiți linkuită, găsiți totul, absolut tot ce mai e în stoc, cel puțin tot ce mai găsesc, găsiți linkuit la mine în descriere. Vă spuneam eu la început că mi-am comandat lampa asta de unghii de pe AliExpress care funcționează absolut de minune. Este o lampă ușoară cu LED-uri roz. Cam asta este și vine cu un adaptor special pentru Uniunea Europeană. Bine, asta îți poți alege tu în momentul în care cumperi. Poți alege pentru UK, pentru state sau pentru Uniunea Europeană. V-am spus că mi-am luat în urmă cu 6 luni, funcționează absolut impecabil, niciun LED nu s-a stricat, totul este perfect cu lampa asta. Usucă o semi-permanentă în 30 de secunde și ai aici timer, poți să pui 30 de secunde sau 60 de secunde. Nu insist pe ea, nu vă vorbesc prea mult despre ea, pentru că deja o știți. A fost undeva în jur de 60 de lei, din câte mi-aduc aminte, nu vreau să vorbesc prostii, găsiți link în descriere și vedeți acolo. Funcționează perfect, v-am spus, nu am absolut nicio problemă cu ea, e ușoară. Poți să o pui oriunde vrei, bagi mâna aici sub ea și îți sucă oja semi. Pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult lampa asta și știu că în magazinele din țară o găsiți undeva peste 100 de lei, dacă nu chiar mai mult. Cred că undeva la 200-250 de lei. Și am zis că își merită banii și merită așteptarea, pentru că știți că nimic nu vine peste noapte atunci când comanzi de pe AliExpress. Lucrurile ajung undeva în jur de o lună, cam așa, 30 de zile, unele chiar depășesc 30 de zile cu mult. Nu insist pe ea, cei care mă urmăriți de mult o știți și nu vreau să fie foarte, foarte repetitiv videoul ăsta pentru voi. O să trec la îmbrăcăminte sport. Știți că mă uitam eu și mă plângeam la voi că aș vrea să-mi iau niște colanți, o bustieră și aș vrea totuși să nu dau foarte mulți bani pe ei, aș vrea să fie și drăguți. M-am dus la H&M, nu mi-a plăcut absolut nimic și având experiența colanților pe care eu deja i-am, sunt niște colanți de la Pull&Bear, pe vremea când ei încă produceau niște articole sportive, aveau o linie de articole sportive, toată lumea mă întreabă de colanții respectivi, i-ați mai văzut pe Instagram, sunt extraordinari, sunt superbi, mult mai fain decât tot ce am eu de la Adidas sau de la Reebok, însă cum a trecut timpul peste ei, pentru că cred că i-am de vreo 2, dacă nu chiar 3 ani și am două perechi pe care le tot port, le tot port, le tot port și în momentul în care sunt ele la spălat, îmi iau altceva și nu prea mă mulțumește altceva acela. Și m-am uitat pe AliExpress, am căutat și am spus haide să încerc să iau ceva de pe AliExpress pentru sport. Aveam îndoiel, aveam temeri pentru că mi-era frică de material, poate se văd urmele de transpirație, poate că nu îmi vine mărimea, poate că e un material în care transpir excesiv, mi se face cald, nu lasă corpul să respire, însă am avut o mare surpriză și cred că vi l-am arătat eu și pe Instagram, dar pentru cei care nu mă urmăriți pe Instagram, vi l-arăt și aici. Este un
compleu sport care evident că este inspirat, doar nu vă așteptați ca pe AliExpress să găsiți lucruri originale. Este inspirat din designul celor de la Gymshark. Dacă nu știți ce e Gymshark, nu aveți cum să nu știți, pentru că și-au promovat articolele sportive peste tot pe Instagram, peste tot pe YouTube, la toate modelele de pe Instagram care fac fitness, așa că n-aveți cum să nu știți. Am îndrăznit și mi-am luat inima în dinți și am luat de pe AliExpress compleul acesta imitație Gymshark și nu mare mi-a fost mirarea când am văzut cât de calitativ este. L-am purtat deja de nenumărate ori la sală pentru că între timp a devenit preferatul meu. Asta este bustiera și vedeți aici că are aceste decupaje, sper să se vadă la voi ceva, care sunt inspirate de la Gymshark. Evident, el a venit cu niște bureței aici, în dreptul sânilor, dar, cum v-am spus eu și la costumele de baie, mie nu-mi plac deloc bureței, mi se pare că mă încălzesc, mi se pare că rețin transpirația și atunci eu i-am dat jos. Cam asta e bustiera, așa e aici la spate, este un X, e foarte, foarte faină și pantalonii sunt cu talie extrem de înaltă și sunt lungi, cu niște decupături aici la gleznă pe care sper să le și vedeți. Și ce îmi place și ce nu-mi place la ei? Hai să încep așa. Bustiera îmi place absolut în totalitate, însă o să vă spun că la pantaloni nu îmi place banda asta de aici, care mi se pare prea lată și nu flatează foarte mult formele, să spun așa. Adică îți face fundul să pară că e un pic lăsat, un pic mai jos decât ar trebui, pentru că începe bustiera asta lată să se ducă înspre talie. Nu e un lucru extrem de deranjant și din câte am observat, așa sunt croiți și cei de la Gymshark, la fel. Și ce nu mai place la ei este că banda asta este un pic lărguță. În momentul în care eu mi-am luat compleul ăsta aveam 54 de kilograme, acum am 52 și acum îmi vine un pic lărguță. Îmi venea un pic lărguță și în momentul în care aveam 54, însă ei sunt în mărimea M. Trebuia sau trebuie, în momentul de față, să-mi iau mărimea S ca să vină și banda asta puțin mai strânsă pe talie. Nu e un lucru care mă deranjează pentru că nu mă afectează cu absolut nimic. Banda asta ține burtica sub control, să zic așa. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult culoarea. Lavanda asta îmi place extrem, extrem de mult și sunt făcuți din 90% nylon și 10% spandex. Sinceră să fiu, nu știu din ce sunt făcuți cei de la Gymshark, însă v-am spus, din experiența mea, nu se văd urmele de transpirație. Ok, se vede că transpiri un pic, e normal, dar nu se văd dâre așa de transpirație, nu sunt transparenți, poți să faci genuflexiuni în ei fără absolut nicio problemă și în momentul în care alergi pe bandă sau ai de făcut foarte mult cardio, nu trebuie să-i ridici pentru că nu cad de pe tine, colanții mă refer. Pentru mine asta este un plus. Sunt foarte, foarte faini, sunt groși, sunt calitativi. Compleul ăsta a fost undeva în jur de 20 și ceva de dolari și cred că am mai plătit $5 shipping. Iarăși găsiți în descriere asta ca să dați acolo click și să vedeți ce și cum. Mai au și pe alte culori cei drept, mai au un vernil, khaki, roșu, negru, însă mie mi-a plăcut lavanda asta foarte, foarte tare. Sunt niște colanți cu talie extrem de înaltă, apropo. Mie la sală îmi place talia înaltă pentru că, în primul rând, nici nu am un abdomen extrem de lucrat și atunci talia înaltă îmi ține toate sunculițele, să zic așa, deși e prea mult spus, dar îmi ține burtica sub control. Mie, în general, la sală nu-mi place să epatez, adică nu-mi place să mă duc în bustieră și doar în niște colanți care lasă să se vadă o grămadă de burtă sau lasă să se vadă o grămadă de piele și atunci dacă colanții ăștia ar fi avut talia mai joasă, îmi luam altceva peste bustieră, îmi luam un tricou sau îmi luam un crop top, însă merg foarte, foarte bine împreună pentru că lasă efectiv doar o fâșie de piele să se vadă. Poate totuși îi probez pentru voi ca să vedeți cum vin, pentru că merită, din punctul meu de vedere, merită. 20 de dolari înseamnă undeva în jur de 100 și un pic de lei pentru un compleu cu bustieră și pantalon, mi se pare super, super ok ca preț. Au ajuns destul de repede, au ajuns în jur de 3 săptămâni, ceea ce e ok pentru AliExpress, îmi voi mai comanda cu siguranță. Că tot sunt în zona asta de îmbrăcăminte, stați să îl întorc că este pe dos, m-ați mai văzut, cred că am și filmat cu el și m-ați întrebat la momentul respectiv de unde este, de unde este. Știu că animal print-ul sau snake print-ul este cam pas
clase, s-a purtat anul trecut, însă mie încă îmi place, este acest body snake print cu guler, un pic de guleraș aici și mâneci lungi. E body. După cum se vede, are kilotul aferent. Asta a fost primul articol de îmbrăcăminte pe care eu mi l-am luat de pe AliExpress, după care au urmat colanții și atât. Nu prea mă încumet să dau banii pe AliExpress în ceea ce ține de îmbrăcăminte, pentru că mi-e un pic teamă și pe lângă asta îmi plac hainele de la noi din magazine, nu mi se pare exagerat de scumpe, mai ales acum că e perioada reducerilor. Am văzut review-urile care erau multe și foarte bune și am zis haide să-l cumpăr, să vedem ce și cum. Este un material foarte fain în el, este un material catifelat, l-am spălat de nenumărate ori, gândiți-vă că are mai mult de 6 luni de când a ajuns. Ba nu, are chiar un an, pentru că l-am purtat și vara trecută. Și l-am spălat de nenumărate ori, nu s-a decolorat, nu s-a scămoșat, nu s-a descusut, este absolut în perfectă, perfectă stare și este în mărimea S. O să vi-l linkuiesc și pe acesta în descriere, nu sunt sigură dacă mai este, eu o să încerc să vă linkuiesc la absolut orice vă vorbesc în videoul ăsta, exact de unde l-am luat eu, pentru că știu că este ok din punct de vedere calitativ. De la alții vânzători s-ar putea să nu fie la fel de calitativ. Nu insist iarăși pe el pentru că am mai vorbit despre el, a fost 40 de lei. Un preț bun pentru un body din punctul meu de vedere. Este un preț de reducere la un body din Zara sau magazinele astea mass market. Încă este unul dintre favoritele mele, îl găsiți în descriere. Voi trece acum la accesorii. După cum v-am spus și la începutul videoului, tot ceea ce am pus la nivelul capului este de pe AliExpress. Cercei aceștia au venit de curând, nu sunt ei cei mai frumoși, cei mai drăguți, cei mai calitativi, dar arată foarte bine, cel puțin pe filmare, arată foarte bine ca să-i porți într-o seară afară, dar pe zi cred că sunt un pic, se vede că nu sunt chiar calitativi. După care, aceste agrafe sunt absolut minunate, le-am comandat și mi-au venit de curând, cred că m-am plâns și pe Instagram că ies din trend până mi-ajung mie agrafele astea, le port și acum și îmi plac la nebunie. Agrafe și cercei, cam asta cum eu de pe AliExpress. Agrafe mai nou pentru că e trendul ăsta cu agrafele și cercei în general. V-am mai spus eu și într-un alt video să fie vreo 6 luni de când v-am spus că am descoperit un vânzător pe AliExpress care vinde cercei imitație Zara. Cum l-am descoperit? Ei bine, căutam foarte tare modelul acesta în Zara. Stați că vi-l și arăt. Îmi pare rău pentru cei care știu povestea. Acest model de cercel l-am căutat în Zara de am înnebunit. A fost vara trecută în magazine și nu mi l-am luat la preț întreg și am zis asta că îi aștept la reduceri, totuși pentru mine sincer să dau 70 de lei, 60 de lei pe o pereche de cercei pe care îi port doar ocazional, mi se pare un pic cam mult, mai ales că vreau să am cât mai mulți, vreau să-i combin, vreau să port diferiți cercei la diferite outfituri și atunci prefer să aștept reducerile cel puțin la Zara ca să-mi iau o pereche de cercei. Însă pe cercei ăștia eram dispusă să dau și preț întreg. Am văzut că nu-i mai găsesc nicăieri, am zis trebuie să-i caut undeva unde găsesc absolut orice și am mers pe AliExpress și i-am găsit. 10 lei cred că am dat pe ei. 10, 12, 15 lei. Cam așa sunt cercei pe AliExpress, cel puțin de la vânzătorul acesta de unde comand eu imitațiile astea de Zara. Eu i-am de aproximativ... Cred că i-am purtat și vara trecută, fai, nici nu aș ști. Hai să zic că i-am de un an, cred că i-am de un an. Și s-a făcut aici un pic auriul acesta s-a luat, în rest ei sunt absolut minunați, pot fi purtați, nu mă deranjează că s-a luat un pic auriul, din contră mi se pare că nu neapărat că le adaugă mai multă personalitate, că nu e nimic, e un cercel de pe AliExpress, dar mi se pare că se vede că au fost iubiți și că au fost purtați și îmi plac foarte, foarte tare încă. Cred că încă îi mai găsiți, nu știu, sigur, linkuiesc, v-am spus. Pornind de la cercei ăștia, care au fost prima mea achiziție în materie de cercei, am trecut la alți cercei, de care iarăși m-ați mai întrebat voi în videouri, în momentul în care i-am purtat. Sunt aceste creole exagerat de mari, cam așa de mari sunt, și știți foarte bine că anul trecut se purtau cercei ăștia extrem de mari și nu îi găseam nicăieri la noi în magazine, cel puțin nu așa cu ștrasuri, pentru că vedeți că ei au ștrasuri, nu cu ștrasuri și nu în rombul acesta. Și atunci am căutat pe AliExpress, i-am găsit, i-am comandat, iarăși îi găsiți în descriere
dacă mai sunt pe stoc. Alți cercei pe care iarăși cred că i-am mai purtat în video sunt aceștia. Sunt niște cercei absolut minunați pe care eu i-am văzut pe site la Zara și i-am văzut doar o dată în magazine, însă de obicei când îmi place un cercel de la Zara, eu deja mă duc pe AliExpress, mi comand de acolo și cu banii pe care i-aș da pe o pereche de la Zara, îmi iau undeva la 5-6 perechi de aici de pe AliExpress. Cerceii aceștia i-am purtat la botez, la nunți, peste tot, sunt absolut impecabili și pe spate și pe față, nu s-a dus auriul, nu s-a întâmplat absolut nimic la ei, sunt un pic cam grei cei drept, cred că sunt o idee mai grei decât cei de la Zara, însă dacă nu aveți probleme să vă doare urechile sau să nu suportați cerceii grei, atunci nu ar fi absolut nicio problemă. Aceștia sunt iarăși un model celebru Zara. Trebuie să recunosc că după ce am primit cerceii aceștia am fost în magazin, în magazinul Zara și m-am uitat la calitate. Calitatea celor de la Zara este o idee mai bună decât a acestora, mă refer la biluța aceasta din mijloc, pe care voi oricum nu o vedeți. În rest, sunt absolut identici. Pentru niște cercei pe care i-aș purta zi de zi, da, aș vrea o calitate extrem de faină la ei, altora poate să fie dintr-un material prețios, însă în momentul în care port astfel de gablonțuri, nu mă deranjează dacă sunt un pic mai prost calitativ, pentru că nu se vede, trebuie să stai să ai ambele perechi ca să-ți dai seama de diferențe. Încă un model consacrat Zara sunt aceștia de aici, care iarăși sunt superbi, i-am purtat și pe aceștia de foarte multe ori, i-am purtat și într-un video și i-am pus inclusiv pe șarfă într-un video, sunt impecabil, nu le-a căzut nici măcar o pietricică. Haideți să vă arăt și lucrurile recente. Astea mi-au venit acum 2 zile, cred. Sunt acești cercei tot imitați Zara, pe ăștia încă îi mai găsiți în magazine. Eu am dat 12 lei pe ei, sunt minunați, nu-mi dau seama de nicio diferență între cei de la Zara și aceștia. Acesta este și spatele, asta ca să vă faceți o idee și să vedeți cam cum sunt ei din punct de vedere calitativ. Mie mi se pare că între aceștia și cei de la Zara nu e absolut nicio diferență și mă refer la modelul ăsta în mod evident, însă mai au ei unii roz la care se vede și din poze diferența, pentru că pe AliExpress, cel puțin la vânzătorul ăsta, vedeți poza de la Zara prima oară și apoi vedeți și pozele reale și vă puteți da seama de diferențe încă din poze. Și mai sunt unii roz tot asemănători acestora, tot cu floare, o să vi pun aici să vedeți despre ce vorbesc, la care se vede diferența între ce oferă Zara și ce oferă AliExpress. Se vede foarte tare și atunci nu mi-am comandat pentru că am văzut din poze că nu arată cum aș vrea eu. Știți că în ultimul timp este o boală pe tot internetul, nu numai la mine, cu agrafele. Astea toate sunt de pe AliExpress, toate cred că au fost în jur de un dolar și un pic, asta înseamnă 5-6 lei, 7 lei. Am văzut agrafe de genul ăsta, de exemplu, la Stradivarius și erau în jur de 40 de lei, 2 agrafe, asta înseamnă 20 de lei agrafa. Am așteptat cam o lună după agrafele astea, am crezut că nu mai ajung, dar într-un final au ajuns și îmi plac foarte, foarte mult. Însă, vă arăt acum alte agrafe pe care iarăși le-am mai purtat în video și intenționez să mai comand. Sunt acestea de aici cu strasuri și pe astea am dat tot în jur de 7-8 lei și după cum vedeți nu le-a picat absolut niciun stras. Mă tot țin să le dau cu lac de unghii peste ca să evit să pice strasurile, însă nu am ajuns până acum. Îmi plac și astea foarte, foarte mult. Le găsiți și pe astea în descriere. Și încă o pereche de o pereche, încă 3 agrafe care mi-au ajuns recent cu cerceii floare despre care vă vorbeam. Sunt acestea. Este acest flamingo foarte, foarte drăguț, după care erau set agrafele astea și au mai multe modele. Mie mi-au plăcut astea cu flamingo, în cazul în care nu era de așteptat. Astea sunt. Îmi plac foarte tare și astea. Am vrut să le pun în păr pentru videoul de astăzi, însă după cum vedeți, mi-am pus prea mult violet în păr pentru că m-am vopsit și atunci trebuie să mai treacă 2 spălări până să fie albul acela frumos. Găsiți și la asta link în descriere. Cred că tot setul a fost, cred că 15 lei. Îmi plac ce mult de tot, mi se par foarte drăguțe. Vai, drăguțe, drăguțe. Da. Mai trebuie să-mi ajungă câteva lucruri pe care o să vi le pun aici pe ecran. Mai trebuie să-mi ajungă o geantă cu perle. Absolut minunată. Am văzut că au și la H&M ceva de genul ăsta, dar mi se pare mult mai faină cea de pe AliExpress. Și din câte am văzut din review-uri, toate review-urile ei sunt bune. Acești cercei sunt iarăși de pe AliExpress. Mi-au plăcut foarte, foarte mult. Mă așteptam să fie un pic mai mari. Am rămas un pic dezamăgită când au venit. Voiam să fie mai mari, mai opulenți, mult mai impunători, mult mai frumoși.
dar nu mă deranjează nici aceștia. Atât nu-mi place detaliul acesta de perle de aici, se vede că nu sunt chiar calitativi acolo. Ia să vă arăt, poate îl dau jos din ureche și vă arăt exact ce nu-mi place. Acesta este, ce nu-mi place la el este auriul, care mi se pare un pic cam chicios și detaliile astea de perle dinăuntru mi se par lipite cam prost. În rest, iarăși un cercel foarte fain, foarte de efect, dar mi-ar fi plăcut să fie perla asta mai mare și scoica mult mai mare, mult mai opulentă, cel puțin pentru gusturile mele. Nu zic că nu sunt niște cercei frumoși, dar mă așteptam la un pic altceva de la ei. Vă las link și pentru agrafe și pentru cercei, pentru tot găsiți link în descriere. Cred că mai aveam perechi de cercei pe care le-am luat de acolo, am căutat în toate cutiile mele, pe astea le-am găsit și pe astea vi le-am prezentat. Acum, să încep să vă spun povestea mea cu AliExpress. Am încercat în urmă cu un an jumate, cam așa, și primul lucru pe care mi l-am comandat au fost niște hăinuțe pentru Nubi. Asta pentru că nu găseam nicăieri hăinuțe pentru Sphinx. Nubi era și un pui de pisică, era atâtita de mică și doar pe AliExpress am găsit hăinuțe la 10 lei, la 15 lei, sunt extrem de multe haine pentru căței, pentru pisici. Cam așa a început povestea mea cu AliExpress. I-am luat Nubiei hăinuțe, mi-au plăcut, mi s-au părut calitative, după care am început cu accesoriile. Am spus ce poate fi rău sau ce poate fi urât la o pereche de cercei. Mi-am luat cerceii imitați Zara, aceea cu inimă roz despre care v-am vorbit, mi-au plăcut și am început să îmi comand mult mai multe accesorii. Nu prea mă încumet și nu prea îmi vine să comand haine, pentru că diferența de preț la haine, în primul rând, nu este extrem de mare, după cum v-am spus. Iarăși, lucruri pe care nu mi le-aș lua niciodată de pe AliExpress sunt cosmeticele. Nu mi-aș pune pe piele absolut nimic din ce găsesc pe AliExpress. Niciodată. Mi-e foarte frică de ingredientele toxice și cu siguranță în momentul în care faci o paletă să arate ca una originală, folosești ingrediente toxice pentru că o găsești la o fracțiune din preț sau dacă nu mai ieftină. Ziceam eu la începutul videoului că o să vă dau niște tips and tricks, niște ponturi despre AliExpress. În primul rând, în momentul în care vă instalați aplicația sau căutați ceva, trebuie să vă uitați după review-uri. Dacă vă place ceva și vedeți că nu l-a cumpărat nimeni, poate că cel mai bine ar fi să așteptați. Uite, mai ales lucrurile care depășesc 100 de lei, să zic așa, pentru că deja vorbim despre lucruri destul de costisitoare pentru un site chinezesc, încercați să vă uitați la review-uri. Dacă are review-uri bune, ce spun oamenii, pentru că așa vă dați seama dacă lucrul acela este bun. Este primul și cel mai important criteriu pe care trebuie să-l luați în considerare în momentul în care vreți să faceți cumpărături pe AliExpress. Veți vedea că sunt review-uri la absolut orice, de la cercei la ochelari de soare. Uitați-vă complet de ochelarii aceștia care sunt tot de pe AliExpress și care s-au tot purtat și eu i-am luat pentru poze. Tot felul de modele 90s găsiți acolo la un preț foarte bun, zic eu, mai ales în momentul în care îi iei ca să îi folosești cu diverse outfituri sau să îi pozezi sau să se potrivească pentru anumite outfituri, atunci eu AliExpress e primul loc unde merg după astfel de ochelari. În momentul în care îți iei niște ochelari special pentru a te proteja de razele soarelui, AliExpress nu e locul unde trebuie să te duci. Poate că ar trebui să te duci la un magazin cu branduri consacrate, însă în momentul în care îți iei niște ochelari doar ca să completezi niște ținute și să faci niște lucruri, AliExpress, întotdeauna. 10 lei. Unde rămăsesem cu ponturile? Cred că la review-uri. Sunt cele mai importante și cu asta am spus tot. Asta este principalul lucru după care voi trebuie să vă ghidați în momentul în care vreți să cumpărați ceva. După care, în momentul în care plătiți, pentru că multă lume întreabă ce se întâmplă, plătesc, unde ajunge pachetul și tot așa. Făcând o paranteză așa, sunt sigură că nu zic lucruri foarte noi, însă știu că multe persoane mă întreabă și pe mine pe Instagram și am spus, haide, cel mai bine să spun aici ce am de spus. În momentul în care cumpărați, de pe AliExpress se cumpără cu un card. Prin urmare, va trebui să aveți un card, să-l băgați acolo în aplicație, să-l puneți pe site, puneți datele, cumpărați și ați cumpărat. După care veți primi mail de confirmare, mail cum că pachetul a plecat spre voi, după care tot ceea ce va trebui să faceți este să așteptați, pentru că în mod cert pachetul va ajunge la voi în jur de 3-4 săptămâni, cam așa. Ei au acolo undeva scris 29-59 de zile, cam asta e perioada în care ție îți ajunge pachetul. Dacă îți ajunge mai repede, consideră-te norocos sau norocoasă, pentru că e o excepție, nu e o regulă pentru AliExpress. În momentul în care ajung coletele, ele nu ajung la tine la ușă, pentru că
nu plătești pentru curier, asta în mod evident. Primești un aviz acasă, te duci cu el frumușel la poștă, îți iei coletul și cam așa intri în posesia lui. Mare grijă, pentru că la Poșta Română coletele sunt ținute 10 zile. Dacă în decurs de 10 zile nu te-ai prezentat să-ți iei coletul, îți este trimis înapoi. O întrebare pe care o primesc des este: ce faci dacă nu îți ajunge coletul? Dacă nu-ți ajunge coletul, aștept să treacă perioada aceea în care a trebuit să-ți ajungă, adică perioada de 29-59 de zile, după care poți să îi dai open dispute. Ai acolo un butonaj, o să vă arăt și eu aici, dai open dispute și dai mesaj în engleză vânzătorului cum că coletul tău nu a ajuns și că îți vrei banii înapoi. Mie nu mi-au ajuns două colete și am reușit să-mi recuperez banii. Chiar dacă vânzătorul îți spune că mai așteaptă, că o să-ți ajungă, cel mai bine insistă și spune că vrei banii înapoi. Pentru că ei sunt obligați să-ți dea banii înapoi. Nu mai e ca în anii trecuți, când dacă îți venea ceva nasol, nimeni nu îți dădea banii înapoi. E bine, acum, dacă nu mă înșel, site-ul îți acoperă și îți dă banii înapoi dacă nu ți-a ajuns produsul. După ce ați dat open dispute, dați mesaj sellerului respectiv, el vă va răspunde și vă va spune perioada de timp în care vă veți primi banii înapoi. De obicei ar trebui să-i primiți cam în 2 săptămâni, din câte mi-aduc eu aminte. Ce faceți în momentul în care ați comandat și vă ajunge ceva urât, ceva ce vreți să returnați? Sinceră să fiu, nu știu, pentru că eu nu mă încumet să dau foarte mulți bani pe ceva de pe AliExpress și atunci nu am de unde să știu, nu am făcut niciodată retur și nici nu cred că aș face. Cred că la momentul returului plătești poșta și plătești transportul până în China și atunci ce rost are, mai ales în momentul în care îți comanzi o pereche de cercei la 1 dolar, 2 dolari, 10 lei, ce rost are să faci retur. Dar cel mai bine, ca să eviți situația asta cu returul, nici nu știu dacă e posibil, dar cel mai bine ar fi să citești review-uri și să comanzi lucruri pe care le-au mai comandat și alții și care vezi din ceea ce scriu ei acolo că sunt bune. Din câte știu eu, unele magazine îți dau bani înapoi dacă nu-ți place articolul respectiv, dar iarăși nu bag mâna în foc, asta depinde de la magazin la magazin. Tot legat de livrare, trebuie să știți că a mai avansat și AliExpress-ul și puteți să trăcuiți comanda voastră, puteți să vedeți unde este. Însă, de cele mai multe ori, nu prea funcționează, pentru că la un moment dat se blochează, după ce a ieșit din China, îl mai vezi doar când a ajuns în țară. Nu prea funcționează sistemul lor de tracking foarte bine, dar ca să știți, pentru mintea voastră puteți trăcui și puteți vedea unde sunt comenzile, deși, v-am spus, nu. Nu prea are legătură cu realitatea. Încă un lucru pe care țin să-l spun, pentru că primesc întrebări despre asta destul de des, este că în momentul în care ai comandat de pe AliExpress, nu poți plăti ramburs, adică nu poți plăti în momentul în care ți-a venit coletul. Nu există așa ceva, totul se plătește cu cardul. Dacă vrei ca lucrurile să-ți ajungă mai repede, evident că ai și opțiunea asta și poți plăti shipping-ul, poți să-ți alegi cu ce să ți se trimită pachetul. Însă în momentul în care ai ales DHL sau UPS sau mai știu eu ce serviciu de curierat, fii sigură că vei plăti, vei lua o pereche de cercei de 1 dolar și vei plăti 10 dolari transportul, ceea ce din punctul meu de vedere nu merită absolut deloc. Nu-mi iau niciodată lucruri de care am nevoie peste o săptămână, pentru că știu sigur că nu vor ajunge. În general îmi iau lucruri, după cum ați văzut, gablonțuri, lucruri de care să nu depind în mod necesar, sunt niște accesorii, sunt lucruri fără de care aș putea să trăiesc liniștită, fără nicio problemă. Pentru asta este AliExpress. Cam asta cred că ar fi de spus. V-am spus că nu insist foarte mult pentru că nu e nimic nou. Ați mai văzut cu siguranță lucrurile astea, însă am vrut să împărtășesc cam ce mi-am luat eu. Dacă am uitat ceva, o să găsiți link în descriere, pentru că o să mă uit și eu pe aplicație să văd ce mi-am mai comandat și ce am uitat. E posibil să fi uitat unele lucruri. Vi le las link-uite în descriere după ce mă uit și eu în aplicație și le găsiți acolo cel mai bine. Cam asta ar fi de spus. Gata, mă bag să editez videoul ăsta ca să ajungă și la voi în timp util. Vă mulțumesc mult, mult de tot celor care ați vizionat. Sper că l-ați găsit util, deși nu e nimic nou. Dacă nu, sper că v-a plăcut să petreceți timpul în această sâmbătă dimineața la ora 7 cu mine. Pentru voi nu o să fie ora 7 când vedeți videoul ăsta, poate 7 seara, depinde cum merge editatul. Sper că v-ați bucurat, sper că v-a plăcut, sper că găsiți linkurile utile. Astea fiind spuse, v-am pupat, vă urez un weekend absolut minunat, iar noi ne revedem miercuri cu un video plin de substanță, promit.